Polițiștii ploieșteni au deștins ieri în cartierul Radu de la Afumați și au efectuat 4 percheziții la domiciliile unor persoane suspecte de comiterea de furturi din unități școlare, furturi din autoturisme și din societăți comerciale. Au fost identificați 3 minori cu vârste cuprinse între 11 și 12 ani, suspectați că la începutul lunii au spart o școală din Ploiești, de unde au sustras mai multe articole sportive, gantere, extensoare, mingi de fotbal. Prejudiciul a fost recuperat în proporție de 80%. Unde-i bărbun? Da. Amândouă. Deschide, poliția! Cu aceeași ocazie au fost identificați și conduși la sediul poliției 2 bărbați suspectați de comiterea mai multor furturi din autoturisme. La domiciliul unuia dintre ei a fost găsită o stație de emisie recepție a cărei proveniență nu a putut fi justificată, existând suspiciunea că provine dintr-un furt auto.